Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi vom cumpăra skin-ul meu preferat de Paște, adică Eggy Waggy. Uite-l cât de șmecher este, dar pentru asta îmi trebuie 10.000 de ouă. Și vă dați seama că dacă stau eu să le strâng la event o să dureze o eternitate. Oricum vom și strânge la event, pentru că astăzi o să încercăm să strângem cele mai multe ouă din lume într-un singur episod la eventul acesta de Paște. Îți dai seama că nu o să reușesc, dar o să încerc măcar. Și vom cumpăra oferta aceasta care costă 25 de euro. Nu știu exact de ce nu se vede prețul, dar când dau click pe ea îmi arată că mă costă 25 de euro. După care vedem ce oferte mai cumpărăm, dar neapărat trebuie să cumpărăm oul și am nevoie de susținerea voastră blană, un like, un subscribe, un clonțofel. Acum, dacă vă întrebați de ce nu stau eu la event efectiv să strâng ouăle, păi faza e în felul următor. Dacă aș face asta, mi-ar lua poate undeva la 10-12 ore de jucat în continuu, timp în care eu mai bine filmez alte episoade de SkinCraft, de multe alte joculețe care apar pe canal. Așa că, dacă îmi dați un like acolo așa, voi mă susțineți enorm și eu apreciez. Nu uitați că noul merch s-a lansat pe nocivanu.ro. Nocivanu și Patrocle sunt două versiuni. Dacă vreți să scrie Nocivanu sau nu pe merch, o să vedeți pe site, primul link din descriere, pe nocivanu.ro. Acum hai să zboare 25 de euro din cont și să vedem, o să am 7500 de ouă. Au plecat cei 25 de euro și am primit 400 de gemuri și 7500 de ouă. Și am mai luat o ofertă, tot așa, acum am 15.000 de ouă și 50.000 de gemuri. Bă, dacă nu mai bagă și roți. Eu am strâns 50.000 de gemuri, asta înseamnă cât? 200 de euro, 1000 de lei, 10 meleoane în gemuri. Vă dați seama că am 10 meleoane în gemuri, turbez, o iau razna. Ok, bun, păi hai să începem achiziția noastră, să cumpărăm Eggy Waggy în 3, 2, 1, like-ul blană dacă încă nu l-ai dat. Vine Eggy Waggy în familia noastră, ia uite-l mă, bă cât de frumos e. De-abia aștept să joc cu el și să vedem dacă vom mai da de alți Eggy Waggy prin meciuri. Și cred că o să mai cumpărăm un skin pe DJ Rabbit probabil sau pe Furiken. Nu știu sigur. Faza e că, uite, Commander Hop Chop ăsta nu știu cât merită. Da, vedem, vedem, vedem. Oricum, vreau să mai iau și emote-ul ăsta cu 50 de OO. Vreau să mai iau footstep-urile. Ia uite-le. Bun. Și mai vreau și, de fapt, Bunny Hop Animation ăsta. Mă, stai un pic, că nu înțeleg. Deci aici la reward o să primim Bunny Hop. Ah, dar nu e animation. E din ăsta la alt. Stai un pic. Stai așa că nu e așa. Este emote. Deci trebuie să-l cumpărăm neapărat, pentru că altfel nu mai avem șanse. Boom. Deci am cumpărat footsteps, am cumpărat Bunny Hop, tot ce se putea în afară de skinurile acelea. Văd eu dacă le cumpăr acum sau pe alt episod, rămâne de văzut. Îmi dă și eror. Ce se întâmplă, mă, pe aici? Vreau neapărat... Unde-i, mă, Bunny Hop-ul? Aici. Ok, deci un ou care face ca un iepure. Și aș mai dori să am ouă în spate. Un ou care lasă ouă în spate. Cât de tare. Ok, dai cu play-ul și hai să vedem cât de repede putem strânge ouăle. Sper că realizați că am dat 50 de euro pentru un ou. Vă dați seama, bine, am mai rămas într-adevăr și cu niște ouă, dar în principiu am cam dat 50 de euro, adică 250 de lei pentru skin-ul ăsta. Plus că o să mai pot să cumpăr eventual un skin, dar pe ăsta mi-l doream. Ok, n-am prins nici măcar un ou. Mă, ce se întâmplă, mă? Uite-l pe ăsta. Ei, beleaua! Ia vezi că pirata vrea să dea în mine. Vezi că face scheme dolea de se duce și se întoarce pirata. Hopa! Păi și eu știu din ăstea, uite. Hop, hop. Așa cum era tare să pic. Ce mă credeți că doar voi știți scheme din ăstea? Mamă. Schemă de pro player. Gata, asta a fost prima rundă. Ce naiba? Hai să vedem câte victorii ne poate aduce oul. Oul legendar. Doar eu am oul, din câte se vede. Și eventul este de ceva timp, deci chiar am văzut pe grupul de Discord al Stumble Guys că mulți au cumpărat deja oul. Voi cât ați jucat efectiv ca să deblocați legendara asta? Că sunt curios. Și cât ați jucat ca să deblocați toate skinurile? Pentru că costă undeva la 25.000 de ouă sau ceva. Să iei absolut tot. Da, mi-e frică să mă duc acolo. N-are sens să mă risc în condițiile în care dacă ajung în finală... Ia uite-mă capibarea mea. Deci în condițiile în care dacă... Eram sigur că iar vine pe mine.
Ai noroc. No! Dar și eu i-am dat pum și n-o pățit nimic. Bă, dar dă target pe mine toată lumea, mă. Lavalent. Cine vrea Lavalent? Come on. Ok, am primit 50. Două. Hai, mă, fiți serios. Cine joacă Lavalent? What? Ok, iar n-o să mă calific. Deși, în prima rundă, hai că poate mai am șanse. Dar o să dea target pe mine, pentru că sunt un ou. Și o să zică... Ia, am luat și eu primul ou. O să zică... Eu vreau ou. Nu, trebuie să stau undeva mai jos, așa, mai... Mai în mijloc, dacă tot îmi iau pumn, să nu cad. Știi ce zic? Ok, o să-mi dea pumn aici. Bine, mă! Doamne ajută! Cât de greu este dacă ai numele roșu și mai ai și cel mai șmecher skin pe care vor tot să-l ia, logic. Sincer să fiu și eu, dacă eram în locul lor, dădeam target pe mine. Bă, n-am să mint. Adică-s dublu enervant. Și cu skin-ul, și cu numele roșu. E clar. Clar, 100%. Bun, suntem pe bombardament. Văd că avem doar hărți de elimination, ceea ce nu-i neapărat rău, pentru că astea merg super rapid. Deci cred că pot să strâng ouăle mult mai rapid aici. Tare. Bun, pe bombardament nu-mi este frică. Mă bag și eu la bătaie. Bum, bine, mă. Oul. Nu dați cu îmbrățișări și cu din alea, măi, șebălenilor. Vin bombele. Ok. Stai că am vrut să dau după iepuraș. Vine iepurașul ăsta roz după mine, nu știu ce tot vrea. Ce tot vrei, mă? Boom! Ok, vin bombele după mine. Ok, ok, ok. Hai, încă doi, încă doi, să ajung și eu în finală. Doamne ajută. Încă unul. Bine, mă! Ce pun frumos! Ok, și suntem în finală cu oul. Sunt curios câte meciuri pot să câștig. Pentru că aici toată lumea e try hard din cauza că vrea să ajungă în finală și să obțină cât mai multe ouă, bineînțeles. Hai, let's go, let's go, let's go și... Rush hour. Ok, ok, ok. Let's go. Hai să vedem. Vreau să prind și eu ouă ăsta, se poate? Bine, mă. Îl iau și pe ăsta. Ok. Cred că mai bine încerc să câștig, pentru că o să câștig mult mai multe ouă așa. Hai, vin ăștia. Boom! No! No, da, șobolane! Bun. Perfect, vreau să văd cine are emote și cine nu. O să mă prefac că nu dau cu pumn, nu? Ce fuge pinguinul. Bun, aici sunt trei în față. Hai să-i vedem. Boom! Doi dintr-o... Ba, nu! Hai, mă! N-o picat puișorul, dar o picată la care avea emote oricum. Ok, bun pumn. Săracul puișor. Se duce de frică. Deci mai sunt eu, Mr. Stumble ăla cu ochelari și puișorul. Ok. Ce fuge săracul puișor. Păi și unde te mai duci, băi, puișorule? O mai rămas ăla. Hai să-l vedem. Hai, mă, pică, 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 pică. N-a picat, mă. Hai, mă, de ce nu pică? Ia să-l văd. Pică! N-a picat. Șoboleanu. Ok. M-aș duce după el, dar mai bine nu. Ia ce joacă el, mă. Hai, mă, că vreau și eu să câștig. De ce e șobolan? O picat? Bine, mă! Pică, pică! Și avem prima victorie cu oul. Avem și coroană, avem și 200 de ouă. Dacă câștigi, mai ales așa cu hărți de elimination, cred că le faci destul de repede. Adică, uite, eu deja 9 minute am făcut 265 de OO. Adică mie mi se pare chiar șmecher, plus că mai ai și de aici. Adică deja am mai luat încă o grămadă și de pe aici. Cât am? Ia să dăm la shop. Am 4029 în condițiile în care am cumpărat o grămadă de chestii. Tare, 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 tare. Bun, hai să mai dăm încă un play. Hopa, șansa noastră eternă de a face rost de multe. Oh, oh, mamă, m-o și spawnat aici. Ouăle. Nu, mi-au furat tot ăștia. Nemernici. Eu niciunul n-am luat. Wow, sunt șocat. Ok, lasă că le iau eu de acum. Adică au avut noroc că s-au spawnat un pic mai în față, dar o să le iau eu pe toate. Stați calmi. Dă-o temă de aici cu banana ta de diamant. Ah. Bă, dar suntem prea mulți în prima rundă. E greu așa.
Bine-s. Ce vrea mă ăla, mă? Bum. Sunt pe locul 4, not bad. Owl. No! Un ou care fuge după ouă. Prea troll. Vreau să văd ou de aur. Prind ou de aur? Ăla chiar îl vreau acum, sincer. Să-l văd cum arată în primul și în primul rând. Ok. Bă, da-s prea mulți. Ok. Bun. Hai mă, dă ou de aur, unde-i? Doamne, câte bombe! Nu, n-am nicio șansă la câte bombe pe aici. Au! Zici că dau target pe mine, bă! Bun. Bun. Ebeleaua! Uite și tu cum îmi fură din fața ochilor. Oare o trecut vreun ou de aur? Chiar n-am apucat să văd. Mă, credeam că e ou, dar era o bombă. Bun. E, na. Da, e imposibil să mai iei pe aici. Măcar mă calific. Da, eu nu cred că... Ba da, opa. Am avut și eu noroc aici. Respectele melele. A, l-a luat el. Doamne, iartă-mă. Ce se întâmplă, mă, aici? Da, este bine și așa. Avem 34 de ouă. Let's go. Cred că tocmai am zis let's go. Let's go. Mi-am mușcat limba singur. Bun, avem nu mai mult, nu mai puțin de 37 de ouă. Cred că atât aveam, nu? Parcă da. Bun, suntem pe bloc 10. Ia. Mă, dar n-am mai văzut până acum pe nimeni cu skin-ul ăsta. Chiar mi se pare șmecher. Păi n-apuc să iau nimic. Nu uite și tu la ăștia, bă. Ok, țineți-vă ouăle, că eu voi lua 200, pentru că o să câștig. Hai să vedem pe cine pot să elimin și eu. Uite aici, dacă mai... Ce-a fost asta? Am dat cu pumnul și am ajuns pe burtă. Mă, Stumble Guys uneori chiar... Nu știu ce să zic. Am dat cu pumnul și am ajuns pe burtă. Ok, avem 118 ouă, not bad. Hai să mai luăm și de aici. În total avem până acum câte? 4172. Mă, da, chiar le strânge relativ ușor. Bun, bun, bun. Începem cu un spin go round. Nu mai știu nici să vorbesc. Dar, în sfârșit, jucăm pe o hartă care nu e elimination. Doamne ajută să nu mai dea turbații target pe mine. Uite că aici pot să iau și eu ouăle. Asta îmi place să văd. Hop, ia vedeți aici. Boom. Da mă, da. Hopa, ia uite câte ouă sunt aici. Le ia ăsta pe toate. Nu chiar. De ce s-o grăbi să se califice? Nu înțeleg. Mai este vreun ou în spate? Nu. De ce o fugi să se califice când putea să mai ia ouă? Iar avem semifinală pe bloc, deci o să fie ok de data asta pentru că nu o să mai dau pumnii din săritură. Nu știu, bloc de șos ăsta uneori te pune prea des pe burtă din chestii unde n-ar trebui să ajungi pe burtă. Dar în fine, iau-te-l pe ăsta. Săracu. O picat de la un pumn. Bun. Deci, unul eliminat și eliminat de mine. Hai să vedem pe cine mai scoatem noi. Pe Cristi, frate. Ce faci, Cristi, frate? Ia. Mamă, ce banană era să-mi iau un cap. Am vrut să dau și eu un pumn lui Cristi, frate. Uite, aici nu mai sar pe stânga nici să-mi dai bani. Mă, n-a mai picat nimeni. Cum e posibil? Se ne pa posibile. Vreau să mai dau pumni din ăștia așa șmecheri rău de tot. Se împing oamenii prin stânga. Bun. Hai să vedem. Uite la ăsta, la iepurele ăsta. Ai că am apucat dacă e. Aici îmi iau eu pumn. Ce-o fac, mă, Cristi, frate? Salut. Bun. Încă 3 trebuie să fie eliminați. Hai să-i vedem. Îi dăm una la banana de diamant. Și am picat și eu. Tare. Îmi place rău de tot când îmi iau body block de genul. Iubesc block de șu. Da. În ultimul timp îl iubesc rău de tot. Un lucru foarte simplu la block de șu. Trebuie să nu încerci scheme inutile.
Exact cum am încercat eu. Puteam să sar de mult timp, dar am zis, hai bă să fac o schemă pentru episod, să-i dau la banană un pumn, să nu mai poată sări și să sar eu. Dar mai erau încă doi îngrămădiți ca mine, care se îngrămădeau să treacă și ghișe, n-a mai trecut, cred, niciunul dintre noi. Sau poate doar unul. Doamne, body block-ul e next level. Bom. Ok, deci se pare că din nou jucăm spin go round. Ce vrei, mă, șoboleane? Eu mă duc primul să colectez ouăle. Bun, și acum merg să iau frumos toate ouăle. Uite așa, să iau bam. Mă, ok. Pam, 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 ho, că nu iei niciunul. Ha, săracu. Dacă pică iar bloc, deci, sunt blestemat. Doamne, iartă-mă, chiar sunt. Bun, dacă și acum mor pe bloc, deci, o să fie harta pe care o urăsc cel mai mult din tot sufletul. Ia vezi, am început să iau și eu. Oh, oh. Nu-mi vine să cred. Dă-l și pe ăsta. Bine, mă. Ok, bun. Tot ce trebuie să facem este să nu murim și să nu facem scheme pe care o să le fac în 2 secunde și o să mor. Ia, ia. Nu mă pot abține. A, n-am apucat. I-am dat? I-am dat pum la iepure, dat degeaba. Nu mă pot abține, pur și simplu. Da, o să-mi iau și eu pumn acum și nu o să mai apuc să sar și Doamne ajută. Ok. Leu! Voiam să-i dau pumn la leu. Leu ăsta e foarte targetabil. Ok. Boom! Săracul leu! Nu s-a dus, mă! E, na. Se ține bine leu. Ok. Voiam să dau alunecarea, dar n-am mai avut cui. Mă, ce vrea, mă, ăsta, mă? N-ar mai fi stat un pic meciu să pice el sau ceva. Bun, suntem în finală. Hai să vedem dacă mai aducem încă o victorie cu al nostru ou sau șalată. Mai vreau încă o victorie, neapărat. Deși e greu, pentru că fac eu toate prostiile. Și, a, păi ce să... Bine, este o șansă, dar o să-mi iau target. În finală nu-i chiar atât de rău, parcă. Dar o să-mi iau clar target, 100%. Trebuie să stau un pic în spate, să vedem care sunt cei mai agresivi. Exemplu, ăsta părea a fi agresiv. Ok. O să văd care are emote-uri, care e agresiv. Pe ăsta-l pot scoate ușor acum. Cred că pisica are. Așa mi se pare. Ok. Bun, mai sunt eu, leul și banana. Bun. Banana, sper că s-a dus. Nu m-a revenit. Ok. Nu știu ce a vrut să facă, dar tot a revenit. Bun. Și acum nu știu ce fac aici. Tare. Mă prostileu. O avut norocul să se ridice Dita mai stâlpul și să nu mai pot să fac nimic. El doar s-a uitat la noi. Superbotul doar o stat pe spate și s-a uitat la noi. Puteam să câștig dacă mă duceam după leu, pentru că era evident că banana nu știe să joace. Dar am zis, hai mă, s-o scot și după aia să mă duc după leu așa progresiv să-i scot pe toți. Și au avut marele noroc să se spawneze Dita mai turnul de gheață în fața noastră. Asta este. Se mai întâmplă. Da. Cam atât, nu mai am chef, mi-ajunge pe ziua de astăzi. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană. Am avut un pic de ghinion, trebuie să recunosc. Dar skin-ul acesta este prea tare, chiar îmi place enorm. Eggy Waggy este în top 10 skin-uri preferate din Stumble în momentul ăsta pentru mine. Spuneți-mi cât de mult vă place vouă sau nu. Și noul merch a fost lansat pe nojivanu.ro, primul link din descriere. Intrați acolo să vedeți de toate tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Toate cele bune și pa, pa!